Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 44 la 52. Matei, capitolul 13, începe cu versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și, de bucuria ei, se duce ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șez jos, aleg în vasă ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijloc și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis. De aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate în investirea lui lucruri noi și lucruri vechi. Reiau și eu cuvintele care a fost întâmpinați. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Asta pentru că vrem să avem de-a face și cu cerurile, nu numai cu pământul. Și în acord cu cuvintele citite, spunem cum scrie în Evanghelia după Marcu, binecuvântată să fie împărăția care vine, amin. Vă propun în timpul care ne stă în față să privim în această sfântă carte, să ne punem mintea la îndemâna Domnului. L-am rugat deja ca să se ocupe de noi și avem încredere că Dumnezeu este interesat de ceea ce se întâmplă în adunarea sa și să aprofundăm puțin cuvintele citite, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, cum este numită în Evanghelia lui Matei, împărăția cerurilor acum și atunci. Repet, împărăția cerurilor acum și atunci. Am citit trei dintre imaginile în care Domnul Hristos prezenta împărăția al cărei împărat este și vreau să observăm mai întâi care este stadiul actual, împărăția cerurilor acum. Pentru că cele de acum diferă de cele de atunci. Împărăția celor acum este la îndemâna noastră. Până într-acolo, încât Domnul Hristos spunea unuia dintre ucenicii săi, fa valabil nu numai pentru el, că a dat oamenilor cheile de la împărăția cerurilor. Vă dați seama cât de mult este această împărăție la îndemâna noastră? Noi suntem pe pământ. Și fizic vorbind, puțin dintre noi au zburat în spațiu și au trebuit să revină la sol. Și totuși, pentru noi pământenii, Dumnezeu a pus la îndemână împărăția cerurilor. Sau altfel spus, aș putea spune că cerul ne stă la îndemână, acolo, așa cum scrie în Evrei, este unul la dreapta măririi, care s-a urcat de aici și vine tot aici, după ai săi, care mijlocește în favoarea noastră. El este Hristos, Domnul, numele Său să fie binecuvântat. Tot acolo în ceruri este Tatăl, căruia ne putem ruga și învățăm încă pe copii binecuvântata rugăciune, Tatăl nostru care este în ceruri. Vedeți? Cerul ne stă la îndemână pentru diverse nevoi temporare, limitate, dar ce e mai important, cerul ne stă la îndemână fiindu-ne deschis prin împărăția a cărei realizator este Domnul Hristos. Oare ne gândim noi suficient la această împărăție a cerurilor? Spune Pavel Coloseni 3, gândiți-vă la lucrurile de sus. Domnul spunea, Ioan 8, eu sunt de sus, voi sunteți de jos. Da, dar noi aici de jos putem să fim preocupați de cele de sus. În ce măsură suntem? Haideți să ne oprim la textul nostru.
Aici este scris că împărăția cerului se aseamănă cu o comoară. Cum să nu fie cerurile o comoară? Imensitatea veșniciei a cosmosului. Ce ar putea să fie mai de valoare, mai de folos decât acestea? Observați că în cele două pilde spuse de Domnul la versetele 44 la 46 sunt prezentate două categorii de oameni sau două posibilități. Unii să caute împărăția și să o găsească, despre alții nu-i scris neapărat că au fost interesați în prealabil, dar e scris că au găsit-o. Evident că există și trista posibilitate să nu o găsești și mai trista să o găsești să nu intri în ea. Versetul 45. Împărăția celor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Deci un om interesat. Și sunt oameni care, chiar de copii, la tinerețe cu atât mai mult, după cum este scris, adus aminte de făcătorul tău, Eclesiastul 12 cu 1. Alții și mai târziu. Poate au avut și chemări anterioare, dar nu le-au onorat. Dar totuși sunt interesați. Unii caută citind, alții poate caută mai mult rugându-se, meditând. Își arată într-un fel sau altul interesul, dorința pentru a afla, pentru a avea parte de această împărăție. Să luăm două exemple biblice. Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, unde sunt prezentați câțiva dintre ucenicii lui Ioan, precursorul Domnului Hristos, care vorbea despre împărăție și cei interesați se duceau la el. Și cei foarte înțelepți dintre ei rămâneau ucenicii lui. Și aici în Ioan 1, de la versetul 35, este scris că în timp ce el era cu doi dintre discipolii săi, a văzut pe Domnul și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici, știind aceste vorbe, și-au mers după Iisus. De ce? Erau interesați, căutau. Drept dovadă cuvintele Domnului, versetul 38, care a zis, ce căutați? Și atât au fost de interesați încât după masa aceea, spune Scriptura, versetul 38, cam pe la ceasul al 10-lea, la 4 după masă, au rămas la el. Poate că și dumneavoastră astăzi, chiar și cei ce nu în mod curent veniți joi seara la adunare, astăzi v-ați dedicat unei căutări. Și vreau să vă asigur din Scripturi că nu este om care să caute cu sinceritate și Dumnezeu să nu-i se descoperă. Nu se poate ca Domnul Hristos să fie indiferent. S-a făcut Domnul că nu vede cine merge înapoi a Lui? Puteau să rămână neobservați? Nici de cum. Am citit aici, este scris versetul 38, când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Să ne amintim și de momentele de agonie, dacă putem spune așa, fizic vorbind, despre Domnul pe cruce, când tâlharul și-a arătat interesul și a văzut imaginea împărăției, că ce a spus, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta, a vorbit Domnul cu el? Deci nu există moment. Sau am putea surprinde momentul de la Sihar, când Domnul era flămând și am putea spune că avea altceva în orar. Ca cineva interesat și Domnul să nu deschide subiectul, să nu-i vorbească și chiar mai mult să-l mântuiască. Așadar, Domnul, că nu se poate să rămână indiferent. La noi în biserică s-a botezat anul acesta o soră, o femeie cam de 40 de ani, care ne-a povestit că atunci când a avut aproximativ 20 de ani, a avut un vis în care se făcea că i-a căutat după Domnul. Dar i-a pierdut urma. Au trecut vreo 10 ani și din nou a fost un vis notabil în care iarăși ea îl căuta pe Domnul. Au trecut alți 10 ani și data asta mai întâi în vis. Se făcea că îl căuta pe Domnul. Ea mergea cu regalitate la Biserica Catolică, unde era membră, e de etnie maghiară. Și de data asta visul a fost mult mai îmbucurător, se făcea că s-a întâlnit cu Domnul. În mod interesant, în căutările ei, fără să o cheme cineva la adunare, Dumnezeu ea, pe lângă vise, i-a dat și vreo două, trei vedenii. La început nu știa ce se întâmplă, credea că are ceva probleme.
Și a început să vină la adunare, chemată de Domnul și în căutările ei. A frecventat o lună, două, trei. Evident, am luat legătura, s-a înscris la cateheză. Într-o zi, a apucat o nostalgie după vechea ei părtășie din biserica ce o frecventa ani înainte. A venit pe la adunare, faptul s-a petrecut tot mai în timp în drum ce era spre adunare. Și când a intrat în locașul de închinare, cum obișnim, s-a plecat pe genunchi și a apărut o nouă vedenie, în care într-o imagine, nu știu exact cum, Domnul a apărut în față și i-a zis: acum ne-am întâlnit și nu ne mai despărțim. Și spunea sora că în acele momente i-a dispărut orice altă dorință, nostalgie pentru vreo altă părtășie, a rămas și este în casa Domnului. Pentru că cine caută pe Domnul, îl găsește. Așa a fost enunțat principiul încă din Vechiul Testament, 2 Cronici 15 cu 2, printr-un profet. Să luăm un alt exemplu. Am putea spune că acești ucenici îl căutau pe Domnul mai de aproape, mai la un pas. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, întâlnim pe un om care îl căuta pe Domnul de la distanță. Venise tocmai din Etiopia, cunoașteți geografia Africii de nord-est, a Orientului Mijlociu, și nu erau avioane să zboare Addis Abeba, Ierusalim. Am făcut mult timp pe drum. A stat la sărbătoare, ceea ce însemna câteva zile, și întorcându-se, își continua căutările citind pe cartea profetului Isaia. A fost interesat Dumnezeu de căutarea lui? S-a pus cerul în mișcare. Duhul Sfânt, îngerii, Filip. Și în acea zi binecuvântată, acel om a fost botezat și și-a văzut de drum plin de bucurie ca și cel ce a găsit comoara. Iată cum Dumnezeu, fie mai îndeaproape, fie la distanțe, El vede până la marginile pământului. De altfel, nu și-a trimis ucenicii până la marginile pământului? Ba da! Pentru ca să vină în întâmpinarea celor interesați. Dar pilda cealaltă, a comorii ascunse, cel puțin în parte scoate în evidență faptul că s-ar putea să afli despre împărăția lui Dumnezeu, despre mântuire, despre posibilitatea de a trăi veșnic cu Dumnezeu, fără să fie o căutare în prealabil. Citeți versetul 44. Împărăția cerului se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Dacă era ascunsă, omul nu putea să o caute în adins, că nu știa că este acolo, nu? Dar a găsit-o. Cum se mai întâmplă oamenii să găsească tezauri? De bucurie se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Deci surprinde momentul, valorifică fenomenul și se mântuiește. Au fost oameni care au ajuns la adunare în mod accidental. Alții poate au ajuns în armată în aceeași unitate militară cu un credincios. Alții, un credincios coleg de clasă, coleg de serviciu, vecin, fără să știe cu cine aveau să se întâlnească. Am citit undeva despre două femei care erau într-o stațiune balneoclimaterică și acolo un evanghelist ești în față, un timp liber, le-a vorbit despre Domnul, au fost cercetate și pe când s-au întors în camera lor, amândouă plângeau de bucurie. Au venit soții lor și a spus: ce probleme aveți? Ceva? Nu suportați tratamentul? Și când le-au zis, le-au explicat totul, ei, nefiind în temă, a zis unul dintre ei, soții lor: de ce nu i-a spus acelui om să-și vadă de treabă? La care una dintre ele a răspuns cu înțelepciune: dar noi am înțeles că tocmai asta e treaba lui. Să spune despre această împărăție cum aceasta e treaba noastră pentru seara asta. Și au continuat femeile spunând: și am înțeles că treaba asta ne privește și pe noi. Așa, dintr-o dată ne-a cuprins acest val al împărăției binecuvântate. Să luăm și în privința aceasta două imagini pe care le prezint scurt, Ioan capitolul 8. Este scris că o femeie a fost surprinsă într-un fapt imoral și de acolo dusă în forță în fața Domnului. Dar dintr-o dată, sala de tribunal
S-a transformat în sală de evangelizare. Un gen de evangelizare de la om la om, că plecaseră toți. A rămas numai Domnul cu femeia, care îi zice, versetul 10, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, parcă surprins. Și acum, cuvintele mântuirii, nici eu nu te osândesc, pentru că acesta este cuvântul care Domnul ne-l spune când ne întâlnește. Am venit să te iert. Te-am întâlnit să-ți rezolv trecutul, să-l îngropăm și împreună să începem o viață nouă. Puterea aceasta ține numai de El. Pentru că așa cum spune Pavel în Corinteni 15, întâi viața ne-a fost dată fizic vorbind prin Adam, dar un al doilea Adam este un duh dătător de viață, de viață eternă. Și îi spune Domnul ca într-o primă lecție de cateheză, du-te și să nu mai păcătuiești. Cu alte cuvinte, de acum să trăiești într-un alt mod, pentru că te așteaptă o altă împărăție, o altă viață. În capitolul următor, capitolul 9, întâlnim un orb. Se pare că nu era în temă despre Domnul, drept dovadă cuvintele lui din versetul 36, când a fost întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și cine este Doamne ca să cred în El? Nu sunt în temă. L-ai și văzut, a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, a zis el, și s-a închinat. A găsit comoara, așa, pe loc. Mulțumim Domnului că se descoperă și celor ce îl caută cu anticipație și poate îi așteaptă să vadă dacă sunt sinceri și doritori în căutarea lor. Dar îi mulțumim și pe cei care îi surprinde și se întâmplă așa cum vă citesc din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 10, versetul 20. Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pentru că atât de mare este bunătatea lui. Așa cum scrie același Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 4. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare o care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Slăvit să-i fie numele. Acum, oricum, ori din prima categorie, ori dintre a doua, vă încadrați și ce sunteți aici. Ori că l-ați căutat mai de mult, ori că ați ajuns doar la adunare seara asta. Sau dacă e vorba de tinerii noștri, cei care au crescut cu Biblia în mână, cu psalm, cu versete învățate, cred că l-au căutat. Dar și dacă au făcut-o mecanic, tot vine un moment în care Domnul îi surprinde, îl întâlnesc, îl văd și pentru acestea slăvi să fie Domnul. Într-un asemenea moment al întâlnirii cu Domnul, este foarte important ce gândim, cum apreciem persoana Domnului, lucrarea Lui, momentul acestei chemări cerești, că împărăția este a cerurilor. În textul citit, Matei capitolul 13, în cele două pilde, apare aceeași idee. Găsește o comoară, ceea ce înseamnă o valoare, un preț. Mărgăritarul este de mare preț. Atât de mare este valoarea și la comoară și la mărgăritar, încât persoanele în cauză este un element comun, se duce și vinde tot ce are, se duce și devinde tot ce are. De ce au procedat așa cei doi? Credeți că cel ce a găsit comoara și să admitem că nu știa de ea cu o săptămână înainte, își propusese să vândă tot ce are? Nu cred că neapărat avea în plan să facă o de totală. Dar oare cel care a găsit mărgăritarul, poate a mai găsit și până atunci alte mărgăritare, chiar și-a propus să vândă tot ce are? Înseamnă că era într-adevăr o comoară de mare preț. Noi ce preț dăm pe Domnul? Pentru noi împărăția celor cât
valorează. Cel mai bun servici din lumea asta, să admitem în regim românesc, să dai șpagă, cam cât ar valora? Nu știu. Cea mai de valoare casă, cea mai bună intervenție medicală ca să fie prelungită viața. Chiar în condițiile actuale, cât credeți că ar da oamenii să dobândească veșnicia? Știți că a murit, pare mi se anul trecut sau când, patronul de la fondatorul de la Apple, la 50 ceva de ani, nu? Cât ar da bogați să câștige eternitate? Dar cine crede că Domnul Hristos ne dă viața veșnică? Și asta nu înseamnă doar tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Tot trăim și tot trăim când nu mai știm cu ce să omorâm vremea. Nu, veșnicia înseamnă cea mai binecuvântată părtășie. Că scrie în Ioan 17:3, viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și atât este de măreț și de bun încât toată veșnicia ne va încânta. În veșnicia lui Dumnezeu nu există 5 minute de plictiseală. Nu există rutină. Totu-i farmec. De aceea David, care și-l dorea pe Domnul și a zis, El este singura mea fericire, spunea printre altele, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să mă minunez de frumusețile templului său. Și cum avem noi o cântare frumoasă care spune și le amintesc la cântăreți, dacă o clipă cu el, e o uimire. Ce va fi în veșnicii? De aceea a exclamat un om, Luca 14:15, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să-i vedem valoarea. Cine valoare dă prețul, cine nu, stă la tocmeală, negociază sau dacă nu cunoaște deloc prețul sau crede că alte valori sunt importante, le cumpără pe acele. Noi, pe ce valoare consumăm viața noastră, timpul, energiile noastre, gândirea noastră? Căror valori le dedicăm? Ascultați-mă ce vă citesc în cartea profetului Isaia, capitolul 55. Este un apel pentru noi oameni a căror viață se scurge zi de zi. Citesc de la versetul 1. Voi toți cei însetați, pentru că nu există om să nu-și dorească ceva bun, să trăiască, să fie fericit, să aibă. Veniți la ape. Adică exact împlinirea nevoii. Ești setos? Apă îți dă Dumnezeu. Chiar și cel ce nu are bani. Pentru că în contextul discuției noastre s-ar putea să spună cineva, dacă împărăția este așa de scumpă și eu nu dețin mari valori, s-ar putea să n-am suficient bani. E interesant cum ni se descoperă Dumnezeu și cât de drept este în această privință. Citesc mai departe. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Cum adică? Ce tranzacție este aceasta? Cu titlu gratuit doar? După părerea mea, Dumnezeu la cel ce n-are niciun leu îi dă împărăția pe gratis. La cel ce are un leu îi dă cu un leu. Și la cel ce are $1,000,000 îi dă cu $1,000,000. Și în dreptul fiecăruia se poate spune că a dat tot ce a avut. Ai o tinerețe? Dă-o toată Domnului. Ai inteligență? Se merită să o investești în plan spiritual. Asta nu înseamnă să nu faci școală. Dar să înveți că mai întâi te pregătești pentru eternitate și apoi pentru perioada limitată de viață de aici. Problema surprinsă de profet aici e menționată în versetul 2 și vreau să o abordăm. De ce cântăriți argint pentru lucru care nu hrănește? Deci dacă cineva n-are ceva, Dumnezeu îi dă cu cât are. Dar problema este că și cu ceea ce avem, cumpărăm valori care nu sunt valori și nu investim în adevăratele valori. Deci e un paradox. Ai fi putut să cumperi veșnicia cu puțin și cumperi lucruri trecătoare cu mult. Pentru că Dumnezeu în bunătatea sa se descoperă tuturora.
Ce mai putea să ofere tâlharul de pe cruce să primească și el împărăția? Penitență de o jumătate de oră. Atât mai putea să aducă pe altar. De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va da de bucate gustoase. Oare nu ne ajunge, dragii mei, experiența altora, bogați, care au crezut că dacă vor avea, vor fi fericiți. Dar spunea Domnul Hristos, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Bogații declară, cel puțin în momente de sinceritate, că nu asta e fericirea. Și chiar dacă ar fi, în ultimă instanță, bogații se pot bucura numai de o mormântare pe măsură și de o criptă tot pe măsură. Nimic mai mult. Alții cred că fericirea este să-ți dai drumul în plăceri. Dar nu e greu de investigat în lumea aceasta. Deschizi internetul, dai câteva căutări și afli. Știu toți oameni, de rând sau de știință. Actorii, vedetele, sunt oameni fericiți? Nu. Numai că diavolul ne păcălește și ne spune că fericirea este undeva după colț. De aceea nu se vede de la noi, dar cum treci colțul, dai de ea. Nu, dragii mei, fericirea noi pe pământ, nici în America, nici în bani, nici în frumusețe, în nicio altă valoare. Fericirea este la Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. El poate să dea fericire și oamenilor săraci, și oamenilor bolnavi, și bogaților deopotrivă, și tuturor. Numai să poată să evalueze corect valorile. Să știe ce merită și ce nu merită. Pentru că împărăția cerurilor nu se caută doar ca și un loc feric, ca un loc unde să scap de moarte. Spunea Domnul Hristos în Matei 6,33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Adică cine nu vede valoare și în sfințire, în pace, în neprihănire și vede valoare numai dacă am interpretat literal, în aurul templului, adică în aurul cetății din Apocalipsa, n-a văzut valorile cum se cuvin. Adevăratele valori sunt cele spirituale. Acestea au înaintea lui Dumnezeu și fericii de cel ce le poate evalua în mod corespunzător. Spune Scriptura pentru femei, citesc 1 Petru capitolul 3, versetul 3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Frumusețea este bună, dar noi știm că omul e foarte perisabil, precum florile. Versetul 4, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt valorile care se caută. Pentru că la urmă nimeni nu va găsi valoare în împărăția lui Dumnezeu dacă nu vede valoare în Dumnezeu, care e plin de bunătate, dragoste, îndurare. Doamne, ajută-ne să te cunoaștem, ajută-ne să te primim, prin a te învăța, a te înțelege așa cum ești. Dumnezeu să ne dea pricepere. Pentru că în final întreba Domnul, ați înțeles? Da, adevăratele valori sunt cele eterne. Spunea Domnul Hristos, vă citesc Matei capitolul 16, versetul 26, și ce ar folosi un om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul, viața este valoare și viața eternă e o valoare eternă și viața în părtășie cu Dumnezeu este o valoare. Și cum spune Pavel, lucrurile din cer nu pot fi exprimate în termeni, în etaloane pământești. Dar dacă omul își pierde sufletul, ce ar da în schimb pentru sufletul lui? Ciudat suntem uneori că știm să prețuim viața aceasta chiar în detrimentul altor bunuri materiale. Dar nu știm să prețuim viața veșnică în comparație cu toate lucrurile din lumea aceasta. Vă dau ca exemplu o noapte de front din Vechiul Testament, cartea 7. Sirienii asediau Samaria.
înăuntru era o foamete cruntă. Și Dumnezeu, îndurându-se de poporul său, a făcut să se audă un vuiet în tabăra asupritoare. Au fost probabil niște efecte nu doar la nivel auditiv, ci la nivel de duh. În fine, versetul 7, ce s-a întâmplat? S-au sculat, au luat-o la fugă în amurg. Nu-i de-a pleca la drum seara, nu? Dimineața. Dar, fiindcă au fost șocați, nu s-a pus problema, cât e ceasul. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era. Și din cele ce urmează, rezultă că nu și-au luat cu ei niciun pachetel de merinde. Și hainele care au fost luate în plus, le-au abandonat, scrie în versetele următoare, să-și facă alergarea mai ușoară. Și spune în finalul versetului, au fugit ca să scape viața. Vedeți că la o adică omul știe ce are valoare? Nu cai au valoare, fie și ei cai putere la mașină. Viața are valoare. Nu corturile sau casele au valoare. Viața are valoare. Nu hainele au valoare. Viața are valoare. Au fugit să scape viața. Eu vă îndemn să fugim până nu se ia puntea. Să putem trece apa la vreme. Că odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, degeaba vor vrea unii să scape viața. Va fi prea târziu. Acum este momentul. Doamne, ajută-ne! În Grecia antică, cu ocazia evacuării unui oraș dinaintea războiului, ceva asemănător cu aici, se spune că un filozof a plecat așa, cu mâinile în buzunare, cum am spune, și l-au întâlnit alții care de după ei și-au zis, maestre, dar nu ți-ai luat ceva? Și l-a zis, tot ce am de valoare am luat, tot ce e de valoare am luat cu mine. Pentru că valorile erau în înțelepciunea lui. Noi adevăratele valori știm că sunt cele care pot să treacă pârâul morții. Ce rămâne aici, nu-i valoare. Eu am observat că oamenii dacă se mută dintr-o parte într-alta, să zicem aici în țară, își au cu ei anumite valori. Dar dacă vă duceți în America, vă duceți și mobila? Cu cât mergi mai departe, cu atât duci mai puține. Și când pleci departe, departe, din cele ce se văd, nu mai duci nici puține. Dar din cele ce nu se văd, le duci pe toate. Stimați tineri, dacă ar fi să plecați cu prima navă, aveți adunat câte ceva? Ați prețuit adevăratele valori? Ați cumpărat împărăția? S-a pecetuit tranzacția? Dumnezeu să vă dea har să nu mai stați pe târg, să faceți târgul. Veniți și cumpărați. Ați găsit comoara. Dumnezeu să fie binecuvântat. A descoperit. Și când ne-a dăruit cheile de la ușa împărăției sale, slăvit să-i fie numele. Și mai adaug aici un aspect legat de împărăția lui Dumnezeu. Acum este scris în prima pildă, versetul 44 din text, de bucurie ei se duce și vinde tot ce are, cumpără țarina aceea, dar mai întâi o ascunde. Să știți că valorile de care am vorbit și care sunt sigure nu pot fi expuse pentru ochiul oricui, nu pot fi văzute și chiar nici nu pot fi dovedite pentru orice ochi. Dacă ar veni cineva și ne-a luat un interviu, dovedește-mi, arată-mi acte că ai moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Poți să-i scoți un extras CF să-i dai? Poți să-i arăți măcar în copie Xerox un contract? Vorbim de lucruri ascunse care pot fi percepute numai prin credință. De aceea e scris în Evrei 11 că cei ce au văzut patria aceasta i-au urat de bine de departe. Dar ca să vezi până acolo, îți trebuie credință. Dar să știți că universul acesta e interesant. Ziua, când vedem la lumina soarelui, fără ceață, cum e acum la Cluj, vedem mânzare și avioane, nu? 10 km înălțime.
Dar interesant, când se face seară, vedem ceva mai departe, vedem stele, da? Ne putem apuca să numărăm, dar nu și terminăm. Și ce e mai interesant, când nu doar să se facă seară cum acum, să mai și închizi ochii la rugăciune și să-ți deschidă Domnul ochii credinței, vezi, mai departe, până la tronul lui Dumnezeu. Și acolo, în fața tronului, un loc ca o mare de sticlă amestecată cu cristal, lucruri de valoare în antichitate, de aceea sunt prezentate în viziune, acolo este un loc pentru cei ce l-au prețuit pe Dumnezeu și au știut ce are valoare, valoare eternă. Până atunci lucrurile sunt ascunse. Comoara, zice Pavel în Corinteni, o purtăm în niște vase de lut. Și cine știe că din două studente care sunt în aceeași grupă, una are o valoare eternă și cealaltă mai are o valoare, să zicem, de 50 de ani. Hai, 100 să fie. Ce diferență enormă între un om etern și un om trecător. Ce diferență între un copil al lui Dumnezeu și fie el orice cetățenie ar avea. Cineva spunea că un băiat de ban, gata, cum se spune, fiul de patron, măcar că nu se știe vorba lui Solomon, dacă fiul de patron va mai păstra firma lui tatăl său sau o pierde. Se oprește lângă o fată și o poftește, asta fată pocăită, care cunoștea valorile, s-a uitat la mașină, dă rugina nea, a spus Domnul. Băiatul ăsta, îi tânăr, tinerețea e trecătoare. Spune, poftim, ce onoare ai. La care ea spune, tu confunzi lucrurile, nu mă cunoști. Cum nu te cunosc, ești cutare, ai fost un an cu cutare. Tu ai văzut numai ce se vede și nu știi ce nu se vede. Eu sunt prințesă. De ce? Ești rudenie cu Mihai I a României? Zice, nu. Sunt soră cu Domnul Iisus Hristos, împăratul împăraților. Și bietul nostru tinerel, cu un versete nu știa, s-a cam încălcit în vorbă și fata n-a cedat să schimbe valorile. Și au trebuit să se despartă. Pentru că adevăratele valori într-o zi se despart și cele care sunt ascunse acum, dar sunt, vor fi scoase în relief. Doamne, ajută-ne să ne amintim că e scris că cei neprihăniți vor străluci ca soarele în veci și în veac de veac, ca strălucirea corpurilor cerești. Dar spune 1 Ioan capitolul 3 versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, și scrie în continuare, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Acum nu-i de mirare că nu-i cunosc pe sfinți dacă nu l-au cunoscut pe Sfântul Sfinților. Demonii care au fost pe acolo l-au cunoscut și a spus, te știm cine ești. Și când a fost vorba de Pavel, și ăsta e cunoscut. Dar cine are imagine în lumea, lumea fizică, și nu are imagine în lumea spirituală, crede ca și comuniștii, măcar că, să zicem, nu-i mai ateist în teorie, doar în practică. Nu este nimic altceva. Ba da, este o împărăție care vine și care am binecuvântat-o de la început, slăvit să fie Domnul. Așadar, să reluăm în imagine împărăția cerurilor acum. Este o revelație anticipată sau nu? Este o comoară, ceva de preț, care dacă îți dai seama, ești în stare să vinzi tot. În cazul nostru, nu te deposedează nimeni de valori, dar sunt pe glob alți oameni. De exemplu, în țările musulmane, aplică legea lor strictă, unde credincioșii mor. Îmi povestea un frate care s-a întors recent din Mauritania, o tânără, a fost de două ori acolo, cunoaște realitatea, nu se adună mai mult de 10 credincioși la un loc, nu este nici o biserică liberă în țară, nici de o culoare. Se adună maxim 7-8-10. Și o tânără, și era într-o familie mai înstărită acolo, și-a permis să meargă cu taxi la acea întâlnire și și-a uitat poșeta în mașină. Taximetristul, după carte de identitate, s-a dus la tatăl ei, a găsit și Biblia în poșetă și când s-a întors acasă, tatăl ei a început imediat procesiunea și a omorât-o. Era un musulman înrăit. Alții plătesc cu viața, poate pe loc. Da, dar cine plătește cu viața va fi și răsplătit ca atare. Noi trebuie doar să plătim cu o viață de slujire, de ascultare. Doamne, ajută-ne! Și
problema rămâne deodată tainică. Cine e al Domnului sau cine nu e al Domnului? Și ce frumos scrie în 2 Timotei 2, pecetea lui Dumnezeu stă nezguduită. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui, slăvit să fie Domnul. Vreau să observăm acum cum va arăta împărăția celor atunci. Pentru că în textul nostru în pică se schimbă situația, dar se face mai întâi relația cu ceea ce este acum, versul 47. Împărăția celor se aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Asta este acum. După ce s-a umplut, adică se va finaliza istoria, pescarii îl scot la mal, șez jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii, dragii mei, acum împărăția lui Dumnezeu este la îndemâna noastră. Atunci, noi vom fi în mâna lui Dumnezeu. Atunci va fi cerul stăpân peste pământ, pe deplin. Și trec îngerii în acțiune. Nu mai alegem noi unde ne ducem, ce facem. Nu mai decidem noi cine ia la virează la dreapta și cine la stânga. A fost cândva o preselecție. Unde te-ai încadrat, acolo vei ajunge. Dragii mei, oamenii puternici care se cred stăpâni pe sine sau alții care se cred doar independenți, nu-și dau seama de faptul că Dumnezeu este stăpân. Și stăpânul are milioane de îngeri. Un singur înger, spune Scriptura, că într-o noapte a doborât o armată de 185.000 de soldați. Dumnezeu poate să-i adune pe toți oamenii cu îngerii săi mai repede decât să dau comenzile la computer. Da? Pentru că El îi cunoaște peste tot pe ai săi, El cunoaște inima la toți oamenii, are îngeri care adună, au îngeri care are îngeri care pedepsesc, atunci nu mai fac oamenii ce vor. Atunci nu vor mai exista parlamente să decidă, gata, cu legiuitorul. Nu vor mai fi executive, nu vor mai fi oameni ce vreau și fac ce îmi place. Atunci toți oamenii vor fi în mâna lui Dumnezeu. Și scrie în Evrei 10, grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, nu ajungem să ne fie frică de un polițist sever. Dar dacă ai vedea un înger, nu mai grăiește o vorbă, nu mai schițezi un gest. Vor fi doar operații ce se execută și tu le suporți. Oare la aceasta ne-am gândit în mod suficient? Ce diferențe, cum se vor schimba rolurile? Acum, dacă vrei, îl primești pe Domnul Iisus, poți să-l înviți la tine acasă, poți să-i spui, pleacă de la noi. Acum, dacă vrei, te rogi, dacă nu vrei, nu te rogi, poți să înjuri. Unii se miră, cum este Dumnezeu în cer și lasă atâta rău și lasă oamenii să-și facă de cap. Da, a spus Domnul Iisus, acesta e ceasul vostru și puterea întunericului, dar vine dimineața când se vor vedea adevăratele valori. Ziua cea mare a Domnului, zi mare și înfricoșată, spune Scriptura. Și nu vrem să șocăm pe nimeni cu asta, dar nici nu vrem să vă lăsăm în necunoștință. Că scrie în 2 Petru 3 că oamenii sunt batjocoritori în vremea asta și cred că așa sunt toate, așa au fost de la începutul zidirii. Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic. Nu e așa. A fost o zi și la potop, când Dumnezeu a dat drumul la robinete, și de sus, și de jos. Și atunci s-a văzut ce are valoare, așa-i? Dacă voia Noe să vândă mai înainte de a veni ploaia corabia, căpăta oare ceva bani pe ea. Vorba unui frate, nici de foc nu-i bun lemnul dat cu zmoală. Dar după ce a început ploaia, a adunat toți banii din lume. Ar fi fost oamenii să facă, în stare să facă orice degeaba, se încuie ușa, nu-s mai la noi cheile, intră îngerii pe rol și-și fac lucrarea. Faceți-vă prieteni cu îngerii, dar nu închinându-vă la ei. Faceți-vă prieteni cu îngerii făcând rugăciuni, că ei vi le duc în vă cunoască după scrisori, ca poștaș.
Faceți prieteni cu îngerii făcând fapte bune. Că tătui se ocupă și de procesele astea verbale. Și o să spună, știu, fă-te prieteni cu cerul ca în ziua aceea, chiar dacă tu nu-i cunoști pe cei de acolo, că n-ai văzut niciun înger care ți-a făcut servicii, să ți se spună, vino binecuvântatul Tatălui. Pentru că împărăția cerului atunci nu mai este în mâna noastră. Niciun predicator nu va mai putea să spună la cineva, hai să te pocăiești. Niciun păstor nu atunci nu va mai spune la cineva, hai să te mai botezi în regim de urgență. Gata cu predica, gata cu botezul. De atunci și noi rămânem în mâna lui Dumnezeu. Acolo nu se mai poate face ce vrei așa să mei ca o mămică bună la suflet, ca mama fiilor lui Zebedei, sora Salome. Uite, te rog, în rai să-l pui pe unul aici și pe celălalt tot lângă tine, în partea cealaltă. Și ce s-a spus? Ascultă, fi noi rudenii, ori fi ucenicii mei de acolo, nu mai sunt oamenii cu aranjatul. Aceea e altă chestiune, depinde de viața lor, de pahar, de cruce, de repartiția divină. Nu ține de noi asta, ține de Dumnezeu. Și vreau să rețineți aici într-o a doua idee referitor la împărăția, atunci repartițiile vor fi definitive. Când va zice Domnul unora, citesc tot Matei capitolul 25, versetul 34, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care ați prețuit-o, care ați dorit-o și pentru care ați fost gata la nevoie să dați totul, care v-a fost pregătită în temerea lumii. Și va spune unora versetul 41, duceți-vă de la mine. Și nu vor mai auzi niciodată vreun glas să spună, veniți înapoi. Și spunea tot Domnul Hristos, citesc tot Matei, capitolul 8, de la versetul 11, vă spun că vor veni mulți de la răsărit, de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Veniți binecuvântaților. Iar fiii împărăției, adică unii din cei ce știau, dar n-au prețuit, n-au ascultat, vor fi aruncați în întuneric de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și ceva ce nu se mai termină, e ceva definitiv. Dar potrivit spuselor Domnului de aici sau potrivit pildei cu bogatul și Lazar, e ceva ce nu vei uita niciodată, că puteai să fii și ai ratat, v-am spus, cel puțin dumneavoastră nu sunteți în afara pildelor citite. De comoară ați auzit, problema se pune dacă ați achiziționat valoarea asta sau ați amânat sau n-ați apreciat. Aruncă afară ceea ce este rău și strâng doar ceea ce este bun. Și cum zice versul, căci în patria cerească, în mulțimea de noroade, Dumnezeu să strămute, să primească, să sădească, numai pomii plini cu roade, iar la urmă pleava, spinii și mlădițele uscate, într-o margine a grădinii, fii vor arunca pe linii resturile lepădate. Doamne, ajută-ne să te prețuim și dă-ne și nouă valoare, ca împărăția acum să aibă preț în ochii noștri și atunci să avem noi preț în ochii lui Dumnezeu. Cine știe să-L prețuiască pe Dumnezeu are preț, că umblarea cu Dumnezeu îți dă valoare. Te vei asemăna cu El și vei fi cu El pentru eternitate. Așadar, nu uitați, dragii mei, că împărăția celor atunci nu este ca acum. Lucrurile nu vor merge așa la nesfârșit. Cineva spunea zilele astea, am prins o vorbă întreagă, cum va arăta tehnologia în anul 2500. Ce previziuni, fiecare cu satelitul nostru. Nu știu cât mai ține lumea asta, dar știu că are Dumnezeu sateliții Lui, cu care să ne strămute în împărăția Lui. Și noi nu mai trăim până în anul 2500. Se fac cercetări biologice, geneticieni, să prelungească viața. Viața a fost deja câștigată la Golgota. Dar zice Apostolul Pavel, asta e nebunie pentru unii. Da, dar zicea Domnul Hristos, Matei 11, Doamne, te laud că ai dat valoare la lucruri pe care numai unii le pricep. Și de alții le-ai ascuns. Doamne,
Îți mulțumim că ni te-ai descoperit și nouă. Și ajută-ne să așteptăm cu toată dorința și stăruința, să ne așteptăm la risc în părăția lui Dumnezeu. Mai sunt unii care spun, a, Dumnezeu este bun, sau pe mine să mă primească și pe prag, auzi? La Dumnezeu, la prag sunt ușierii, nu oamenii care nu fac nimic. Să nu ne jucăm de-a mântuirea, de-a veșnicia. Asta nu se poate. Și închei cu cuvintele care Domnul le spunea ucenicilor săi după pildele citite și altele spuse anterior lor. Versul 51. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Pentru că uneori nu este ușor să înțelegi. Am fost anul acesta în Bucovina și dimineața când m-a rugat, Domnul mi-a șoptit, astăzi vei vedea una dintre lucrările mele. Dar luându-mă în vorbă cu frații, m-am uitat. Pe la ora 12, un frate zice, hai să mergem până într-o familie să facem o vizită. Mai luăm încă un frate, noi trei ne ducem. Pe o soră și soțul ei, care era necredincios, în sensul că nu era membru în biserica noastră, frecventa la ostași, un om moral de altfel, dar fără credință în legământul cu Domnul. Am intrat în discuție, el avea o neînțelegere legat de cruce, de semnul cruce. Și la unul dintre frații prezenți i-a dat Domnul o lumină și văd că omul respectiv se luminează la față și zice într-o dată, am înțeles. Și apoi se îndreaptă spre soția lui și cum spun bucovinenii, măi fiule, du-te pregătește apa că eu azi mă botez. Dar omul a fost de mai multe ori la adunare. Dar a avut un punct pe care nu l-a înțeles, ca și un exercițiu la matematică pe care nu pot să rezolv o anumită etapă și n-ajung la soluția finală. A stat cu un frate să se confeseze pentru o discuție mai particulară. A fost botezat. Ca după ce omul să spună, eu am luat pe femeia asta, ne-am căsătorit doar la starea civilă, ea n-a vrut să meargă la preot, că era de la pocăiți, deși nu era botezată, ulterior s-a botezat și nu s-a rugat nimeni pentru noi. Nu vrea să faceți o rugăciune pentru noi, dar aveau 60 de ani acum oameni. Facem cu bucurie, Dumnezeu să vă dea îndurare. Plângeau amândoi de bucurie, încă o fiica lor cerea acolo și în timp ce ne rugam pentru ei, mi-aduce Domnul aminte, asta e vorba ce ți-am spus o dimineață, că azi vei vedea una dintre lucrările mele. Când ne-am întors înapoi, zic, frații, dar atât a stat. A durat, am făcut înmormântare, am făcut nuntă, am făcut de toate. Însă fie toate acestea spre slava lui Dumnezeu. Frații mei, stimați prieteni, prețuiți-L pe Dumnezeu acum. Acum împărăția lui Dumnezeu este la îndemâna noastră tuturora. Poți să iei, poți să ceri dacă dorești. Dar atunci nu mai va fi la îndemâna nimănui. Atunci Dumnezeu, prin îngerii săi, prin repartițiile eterne, își va rosti cuvântul. Și atunci nu o să te mai întrebe nimeni dacă ai înțeles. O să înțeleagă toată lumea. Cum zice în Apocalipsa 15, Dumnezeule, Doamne, cine nu se va teme de Tine și cine nu va da slavă în numele Tău, că judecățile Tale au fost arătate. Atunci nu mai trebuie să explici la nimeni că este Dumnezeu. Atunci nu va mai trebui să explicăm la nimeni că sfințenia are valoare, că îi văd ei pe Avram și pe ceilalți sfinți. Atunci nu mai trebuie să-L chem pe nimeni la adunare, că nu se mai poate duce. Între acum și atunci este o diferență de o veșnicie. Dar dacă acum știi să prețuiești în împărăția lui Dumnezeu și o privești, atunci se va întâmpla ca în versul fratelui Ioanit, în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, acei ce au dat pe sfinți la fiare, vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Binecuvântat să fie Tatăl nostru ceresc și binecuvântată să-i fie toată familia, familia în care se mai pot naște oameni din nou, care să fie și fii și moștenitori a împărăției sfinte. Iar cei care suntem deja, Doamne ajută-ne ca niște gospodari buni, cum spunea Domnul final, să putem acumula valori și să ne pregătim din zi în zi, să alergăm spre țintă pentru premiul chemării cerești. Doamne, îți mulțumim că ne-ai chemat și că ne aștepți și spunem încă din această seară că dorim să te întâlnim. Amin.